au deschis ușile, Liviu a urcat sus în dormitor la Delia. Apoi am văzut că ușor ușor au venit băieții în casa fetelor, aveau salată de vinete, însă nu prea aveau pâine fetele, așa că i-au rugat pe băieți să meargă să aducă pâine. Am văzut că Maria era undeva prin baie, s-a schimbat, la fel era acolo și Antonia. Adriana, în bucătărie au mers Albert, Dediș, împreună cu concurentul cel nou, cu Dani, și-au pus și ei să mănânce, au fetele și mamăliguță făcută, cu sarmale, am înțeles. S-a întors de la date și Elena a fost la date cu Valentin și spunea că a fost foarte frumos și că i-a prins foarte bine această ieșire. Albert vorbea cu Laura, o întreba ce faci fată, ceva de genul ăsta și i-a făcut observație, i-a spus să vorbească frumos cu Laura, să o întrebe ce faci Laura, să fie mai politicos. Iar Albert a bătut palma cu Laura și a zis, e, așa vorbim noi, am văzut că era destul de atent Dani la gesturile celor doi, la Albert și Laura. S-au așezat la masă, au mâncat băieții, Delia cu Liviu au mers în balansoar. Liviu spunea că se bucură foarte mult că se deschid ușile și poate să-și petreacă timp cu Delia, că abia așteaptă să o vadă și nu-și dorește decât mama lui să fie bine și Delia. Chiar îi zice Adelia dacă a mers să vorbească cu mama și a zis că a căutat-o, dar n-a găsit-o, o să meargă ceva mai târziu. În bucătăria băieților au mers Elena și Valentin și au pus acolo ceva să mănânce. Am văzut că a venit și bunica lui Valentin la un moment dat. Alex și Cristina au ieșit de la capricii, întrebau unde au fost. Au fost la circ, și Alex întreba unde, la Circul Globus, acolo, la mine întâi, era foarte entuziasmat. Au spus și Valentin și Elena că a fost foarte frumos. Delia vrea să-i pregătească o surpriză lui Liviu. Aici, în balansoare, a spus că merge să hai să fac un ceai și tu te duci între timp și vorbești cu mama ta să o salut și să vorbești și cu dânsa, Livi zicea că merge cu ea și Delia ca să-l păcălească pentru că vrea să-i facă o surpriză, să-i pună ceai într-o cană pe care i-a scris ea ceva, un mesaj. să i facă ceva mai special. Îi spunea Nu lasă-tu mergi, vorbești cu mama, nu trebuie să facem totul împreună. Afară în terasă era Iuliana împreună cu Adriana, cele două fete au stat acolo la deschiderea ușilor. Am văzut-o pe doamna Daniela că a mers la un moment dat să vorbească puțin cu ele. Aici Delia a venit la mama lui Liviu să o roage repede, repede să meargă dânsa în dormitor, că o să vină Liviu să o caute și să-l țină de vorbă ca ea să poată pregăti surpriza. Laura spunea, întreba Albert ce surpriză și Laura spunea că Delia are idei foarte frumoase și multe, iar Eliza a zis că a făcut așa o, o apreciere, spunea câte surprize în casa Mireasa. S-a apucat Delia să pregătească ceaiul și am văzut că în terasă doamna Daniela vorbea puțin cu Iuliana și spunea că uneori poți să te agăți așa și să fie ca o scuză că ai spus o vorbă și așa rămâne. Dar nu e chiar așa în viață, mai poți să schimbi ceea ce spui, iar Iuliana spunea că mai poți să schimbi anumite lucruri pe care le consider că le-ai făcut greșit.